Bună ziua, dragi ascultători, sunt Antelea cu microfonul în fiind, am și întârziat un pic, nu stăm pe gânduri, tema pentru acasă, tema pentru acasă, clasa a 5-a. Te rog, Ștefania, repede, începe cu Ștefania, sper să terminăm repede, mă ajut și tu, da? Ne ajutăm în reciproc, poftim. Efectuat. 7 la 3-a, minus. Efectuat. 7 la a 3-a, da, minus 5 la a 2-a. 5 la a 2-a. Este egal cu? Să facem calculul ăsta? Da. 49, 7, repede facem. 7 la a 3-a înseamnă 47, 7, 7, 49 ori 7, 7 ori 9, 63, 36, 7 ori 4, 28, 34, da? Da. 343. Deci egal cu 343 minus 25 și este egal cu rezultatul 5 din 13, 8, nu? 2 din 3, 1, 318. Următorul? 477. La 3-a. Da. Minus 0. La puterea 2012. 2012. Egal cu? Păi tu spui repede. 477. Minus 0. 0 nu e la 0. Da. Din 0 la oriciptări face 0. Da. Minus 0 face 447. Da. Următorul. 15 la puterea 2 ori 2 la 3. 2 la 3, a? 15 la a doua 225 225 ori de la a treia înseamnă 8 și cred că 8 ori 2 16 1600 de, 2, de 8 ori de 25 de 4 ori de 25 fac 100 încă de 4 ori 100 deci 200 și cu 1600 1800. Dacă nu, ce facem? Mulțim acolo. Da. Dar a făcut-o rapid. Altceva? În paranteză rotundă. Da. 2 la 2. 2 la 2. Ori 5. Închidem paranteza. Totul la 2. Totul la 2. Egal cu? Tu, Ștefania, vorbește. Da. 2 la 2 face 4. 2 la 2, 4. Ori 5, 20. 20. La 2. 20 ori 20 ar veni, da. Asta înseamnă, și face 4, urmat de 20 ori, 400. Comparați numerele. Care? 35 la puterea 78 și 35 la puterea 68. Mai mare este 35 la puterea 78. Deci, eu spun mai mare deodată. 35 la... Tu spui, rezultă 35 la 78 mai mare decât 35 la 68. 17 la 222. 222. Și 18 la 222. Mai mare este 18 la 222. Am spus semnul între ele. 32 la puterea 3. Da. Și 4 la 141. 141. Mai mare este 32 la puterea 32. De unde știi? Trebuie să calculăm. N-am aceeași bază. Să da. Calculăm? Să nu ce să facem. Să avem să aceeași bază. Să facem pe 32 da. Ca fiind 5 la 3. 32 este? 2 la 5. 2 la 5. Deci vine 2 la 5, echivalent cu 2 la 5, totul la 32. Da. Față de vecinul său. Nu, putem scrie pe 4. 2 la 2. Pe 4 scrie 2 la 2. Față de vecinul său, 2 la 2, totul la 141. Echivalent cu. 2 la 5 ori 2, 10, 0, scriu, nu reținem, 5 ori 3, 15 și cu nu reținem 16. 2 la 160.
Câte 60, nu? Da, 160. 2 la 60 față de vecinul? 2 la... 282. 2 ori 1, 2 ori 4, 8, 2 ori 1, 2. 200? 182. Care e mai mare? Având aceeași bază, acum răspunde. 2 la 282. E mai mare față decât 2 la 160, adică cine? 4 la 141 e mai mare decât 32 la 32, da? Deci nu putem spune deodată, trebuie să vedem aceeași bază, putem compara. Să vedem mai departe. 125. La puterea 9. Da. 4 de 25 la puterea 11. 25 la puterea 11. Echivalent, cum facem? 125 cât este? Îl putem scrie ca fiind 5 la 3. 5 la 3, corect este. 5 la 3, totul la 9, față de vecinul său. 5 la 2. 5 la 2. Nu 2 la 5, 5 la 2. 5 la 2, totul la 11. Facem 5 la 27. 5 la puterea 27, față de... 5 la 22. 5 la 22. 5 la 27 este mai mare ca 5 la 22, deoarece 27 este mai mare ca 22. Corect. 5 la 27 e mai mare decât 5 la 22, adică cine a fost 5 la 27? 125 la 9. Deci 125 la 9 e mai mare decât 25 la puterea 11. Deci nu aceeași idee, trebuie să avem aceeași bază. Da. Altceva? 83. Efectuat. 9 la 45. 9 la 45. Împărțit la 9 la 42. Minus 2 la 1 ori 3 la 3 plus 20 la 2 egal cu 9 la 45 cât face? 9 la 45 minus 42. Deci 9 la 45 minus, așa se împart două puteri care aceeași bază. Scriem baza. Vine 9 la 45 minus 42 minus 2 la 1 2 ori 3 la 3 deodată, să facem 2 la 3 la 27. 2 ori 27 fac 54. Minus 54 plus 40. 20 la 2 400 faci. Da? Deci vin 2 la 2 4 și 20 ori 400. Și egal mai departe cu, vorbește-se, 9 la puterea a 3-a minus 54 plus 400. 9 la a 3-a înseamnă ce? 729. Când vine 9 ori 9, 81, ori 9, 9 ori 9, 721. 729 minus 454. E scădere. 400 minus 54. Nu? 54 e cu minus. Deci 400 minus 54 face 336. Deci plus 336. Aici n-ați înțeles. N-ai înțeles, nu? Nu înțeles. Bun. Aș fi putut scade din 729 pe 5 să scad. Să scad pe 54 și până să adun cu 400. Poțin, da. Deci puteam să gândesc și așa. 729 minus 54, nu? Da. Plus 400. Da. Și face cât la calcul? 729 minus 54, 4 din 9, 5. 5 din 12, 7. Și 6. 675 plus 400, da? Da. Și face cât în total? 1075, nu? Că 400 și 600 fac 1000 și 75. 1075. Asta este rezultatul. Dacă făceam în ideea care a spus eu mai înainte, adică la 729, deci mai poate fi cu așa, 729 plus 400 scăzut 54. Inversăm. Da, că inversăm cu semnele lor. 400 minus 54. Nu puteam face direct 729 minus 545. Minus 500, cât ai zis? Minus 45, pentru că e 9 la 3 minus 54 plus 400.
Și ai zis 729. 9 minus 454. 454, dar 400 ăsta, 400 nu i se adaugă 54. Se scade 54. Da. Adică să înțelegeți așa. Eu pot să spun așa. 7 minus 3. Da. Cât face 7 minus 3? Egal cu 4. 7 minus 3 mai poate fi scris și așa. Egal cu minus 3 plus 7. Da. Deci l-am înlocuit. De ce plus 7? Că ăsta care nu i-am pus nimic, da, se înțelege că e pozitiv. Da. Deci în loc de 7 minus 3, poate fi scris și minus 3 plus 7. Negativ. Da? Negativ în față și plusul la pozitiv după aceea. Aici așa am avut. Negativ în față și pozitiv după aceea. Și atunci înseamnă 400 minus 54. Da. Nu se adună 400 cu 54. Că învățătoarea v-a spus tot timpul așa. Și vedeți voi că asta păstrați voi. Voi spuneți așa. 7, scăderea nu-i comutativă. Așa spuneți. Scăderea nu-i comutativă. Adunare comutativă. Adică 7 plus 3 este egal cu 3 plus 7. Spune învățătoarea. Da. Și asta e adevărat. 7 și cu 3 fac 10, 3 și cu 7 fac 10. Dar zice, scăderea nu-i comutativă. Asta e marea problemă pe care o anunț învățătorii, ca mai târziu să spună că e comutativ. Și vouă vi se rămas în minte, acolo, în colțișorul vostru, că nu e comutativ, nu poți să le schimbi între ele. Dar eu spun că le putem schimba. Eu mă gândeam că 729 minus 54 plus 400 se adună în cele două 54 plus 400. 54, cum să le adune? Că ăsta nu se adună, ăsta e cheltuială. Are minusul. Da, dar nu știam asta. Da? Deci atenție, nu mai facem așa. Deci am spune, puteți spune așa, adunăm pe 729 și cu 400. Da. Și pe urmă, din total, scădem pe 54. 54. Da? La 54 e cheltuială. Da. E cheltuită, e dat din... Ați spus o lecție cu numere negative și pozitive. Așa, am spus eu într-o lecție, nu? Numere pozitive și negative. Asta este acum. Deci nu putem să adunăm 54, să adunăm cu 400, că stai zice că e cu minus. Da? Dovadă că scădem din 729 pe 54. Da. Și rezultatul este 1075. Mergem mai departe. Te rog. 4. 4 la a treia. Deci 4 la a treia. Ori 5 la a doua. Ori 5 la a doua. Plus 225 la a treia. Da. Ori 12 la a doua. 12 la a doua. Minus 54 la a treia. Să vedem mai ce facem. Păi... Cristina, mă ajuți? Stai să-mi gândesc și eu. Putem să facem un calcul cu efectiv, cu numeri acolo. Da, adică aș putea să... 4 la 3, 4 la 4, 4... Da, 81. Nu, 4 la 4, 16, ori 4, 64. 64. Deci hai să facem calcul. Nu ne vine nimic în minte deocamdată. Deci 64 ori 5 la 2 înseamnă 25 plus 225 ori 12 la... 12 la 12? Da, era prea... Nu cred. 12 la 2, poate. Da. La 2 ai spus tu, nu? Da. Eu am zis la 12. Ca să mă sperie acum. Și ai zis la 2. Tu ai zis la 2, da? Da. 12 la 2, da. Adică 144. Da. 144 minus 54 la 0, cât face? 1. Și acum, aș spune 64 ori 25. Hai să facem repede. 64 ori 25. Cât? 1700? Da. Am în două, vă dat așa?
Deci 1700. 1600. 1600 plus 5144, să faci și acolo. Deci 225 ori 35.500. Hai să facem atunci împreună. Deci 225 ori 144. Cristina vorbește 4 ori 5. 4 ori 5, 20. Le rescriem, doi reținem. 4 ori 2, 8. Și cu 2 reținem 10. Și cu 2 reținem 10. Le rescriem, doi reținem. 4 ori 2, 8 și cu 1, 9. Nu mai povestești că reține, că trece și timpul. A, aici am greșit. Da? 4 ori 2, 8 și cu 1, 9. 4 ori 5, 20. De, repet. Am greșit eu. Da? 9, 900, 1, 100, deci 225, 5, 2, 2, 0, 0, 5, 9, 14, 10, 12, 3. 32.400, da? Deci plus 32.000, 400, minus 1. Și este egal cu, la adunarea 1632.400, deci adunăm 1600, 0, 0, 0, 2 cu 1, 2 cu 2, 4 și 3, 34.000. Minus 1, 34.000 minus 1 fac 33.999. Deci rezultatul e 33.999. 29. Deci, să e egal cu? 5 la 129 plus 7 la 26. 7 la 26. Ce cred că mă pune să ridică... No. Să vedem ultima cifră, nu? Trebuie să vedem ce. Cum ați făcut la clasă? Vă amintiți sau nu? Am lipsit. Lipsit. 5 la 129? Cristina, cum facem? 129. Așa. Dar... Ca fiind... Ia să încercăm să ridicăm la 5. 5 la 1, la 2, la 3, la 4. Să ne dăm seama cam care e ultima cifră. Acum. Da? Deci 5 la... Când zicem 5 la 1, 5 la 1 este egal cu 5, nu? Da. 5 la 2? 25. 25. Tot 5 este. 5 la a treia? 225. 225. Nu, e 25 ori 5, 125. Dar acum tot 5 observ că e ultima. Peste tot timpul 5. Totdeauna 5. Da. Deci va fi un număr lung. Deci va fi egal cu puncte, puncte, ultima cifră, 5. Un număr foarte mare. Plus. De, la 7 se vedem aceeași treabă. Ia să vedem acolo. La 7 la întâia. 7 la 1 egal 7. 7 la 2? 49. 9, spune. Da. 49, fiind mai interesează 9. 7 la 3 înseamnă încă o dată 7 ori 49 trebuie înmulțit cu 7. 7 ori 9, 63. 3. Și la ultima va fi 1. 7 la a 4.
7 la 4 înseamnă 7 ori 3, 21. Da. Deci este un număr cu mai multe cifre, ultima cifră și este 1. Și tot așa 7, 9, 3, 1. Deci se vede că 7, dacă fac 7 la 5, cât va fi? 7 la 5, ca 7 la 1. 7. Va fi un număr 7 ori 1, 7. Da? 7 la 6 va fi, înmulțit cu 7 ăsta și face un număr lung. Care are la sfârșit 9. 7 ori 7 va fi 9, da? 7 la a 7-a va fi un număr lung care are la sfârșit 3. 7 la 8-a va fi un număr lung care la sfârșit va avea 1. Se repetă exemplu la 27. Da, dar nu se stau să ajung la 26. Observ că din 4 în 4 se repetă. Da, 4 pași. Da? Din 4 în 4 pași. 4 pași. Deci 7 la multiplu de 4 are, când e 7 la 4, 7 la 8 are cifra 1. Da. 7 la multiplu de 4. Deci zicem, 7 la puterea 4K, 7 la 4K este un număr lung care are ultima cifră 1. Da. 7 la 4K plus 1, când e la 1, la 5, e plus 1, nu? Ca atunci când e 7 la 1, cât are, când e 1, când e 5, când e 9, alte ultima cifră, 7. Da. Uitați-vă. 7 la 1 are 7. 7 la 5, 5 se scrie ca fiind 4 ori 1 plus 1. Da. Deci la multiplul de 4 plus 1 da. E ca la 7 la 1. Deci este un număr lung care are ultima cifră 7. 7 la puterea 4K plus, la 7 4K plus 2, la 7 la 4K plus 2, ca 7 la a doua. Cât este la 7? 9. Deci este un număr lung care are la sfârșit 9. Și 7 la 4K plus 3, este ca și cum ar fi 7 la 3 și are ultima cifră? 3. În concluzie, noi trebuie să împărțim, fiindcă este de lungime 4, trebuie să împărțim pe 100, pe 26 la puter, la 4, ca să vedem câte grupuri de 4 sunt, da. Și să vedem cine rest ne dă. Deci pe 26 îl împărțim la 4 și face 4 în 26 de 6 ori 6 ori 4, 24 și restul este 2. Așadar, 26 se scrie ca fiind împărțitor oricâtul 4 ori 6 plus 2. Da? Și atunci 7 la puterea 7 la 26 este 7 la puterea 4 ori 6 plus 2. Da? 4 ori 6 plus 2. 7 la 26, 7 ori la puterea 4 ori 6 plus 2. Și când ești cu 2 plus 2, restul 2, care este forma? Cât este ultima cifră? 9. Da? Deci, vedeți, a trebuit să scriu pe 26 ca un multiplu de 4, adică împărțim la 4, da? Și să vedem restul. Este important restul. Restul este 1, 2, 3 sau 0. Dacă s-a făcut împărțirea exact... Nu 0, 1. Cu 0. Ah, da. Deci când la împărțirea la 4 am resturile. Da. 0, 1, 2 sau 3. 3. Și când restul e 0, atunci ultima cifră e 1. Când restul este 1, ultima cifră e 7. Când restul este 2, cum în cazul nostru, ultima cifră e 9. Când restul împărțirii la 4, restul e 3, ultima cifră este 3. Da? Asta este șmecheria care ne permite nouă să spunem exact. Restul împărțirii ne dirigează. Și atunci, zicem, va fi un număr lung, cu multe cifre, care va avea la sfârșit 9. Și atunci, când le adunăm pe cele două numere, la unități, 7 și cu 9, 13, 4, și asta mă interesa. Răspuns, ultima cifră este 4. Deci ultima cifră a numărului acela este 4. Mai vedem o dată cum gândim la ieșiții de tip ăsta. Deci trebuie să vedem care este, câți pași parcurgem, da. Care e periodicitatea, după ce lungime se repetă. Da?
Și se sizăm aici că... De 2 pași. Uneori de 2 pași, alteori... De 4 pași. Așa. De 2 sau 4 pași. Da. Și atunci stabilim lungimea la fiecare rest, la împărțire, da? Da. Și de acolo, cum am procedat acolo, că au fost de 4 pași, am văzut la multiplu de 4, cât este ultima cifră și așa mai departe. Te rog... Determinați valorile numărului X, știind că 81 este mai mic. 81 e mai mic decât 2 la X. 2 la X mai mic sau egal, da, față de 512. 512. Cine, ce valoare poate primi X aici? Da. Cristina, te rog să mă ajuți. Ai o idee? Trebuie să găsim un... unde e mai mare sau egal. X egal cu 1 ar fi bun? Adică 81 mai mic decât 2 la 1? Nu. Nu. Dacă e 2? 2 la 2? 4. Trebuie să găsim un număr la o putere, în așa fel încât să fie mai mare ca 81, dar mai mic sau decât... egal cu, cu 512. 512 știți cât este? Dacă descompunem, vreau să vedem 512. 512. 512 prin 2, 2 în 5 de 2 ori, 2 ori 2, 4, hai să vedem, împreună facem, Cristina, da? Da. 2 în 5 de 2 ori, rămâne restul 1, da. 1 și coborâm pe 1 ăsta și facem 11, 2 în 11 de 2 ori, de 5 ori, de 5 ori, 5 ori 2, 10, rămâne 1, coborâm pe 2 în celălalt, 12, 2 de 6 ori. Iar merge prin 2, că ultima cifră este cu soți, da? 2. 2 în 2, o dată. 2 în 5 de 2 ori, de 2, 4, rămâne 1, 1. Coborâm lângă 1 acela pe 6, 16. 2 în 16 de 8 ori. Iar prin 2, 2 în 12, de 6 ori. 2 în 8 de 4 ori, iar prin 2, 2 în 6, 2 de 3 ori, da. 2 în 4 de 2 ori, iar prin 2, 2 în 3, 2 de 2 în 3 odată, 2 în 12, 6 ori, și 16 înseamnă 2 la 4. Câți de-al de 2 am? 2 la 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 la 9. Da? Deci, acum ne permite să scriem echivalent cu varianta 81 mai mic decât 2 la X mai mic decât 2 la A9. Da? Da. 2 la... Mai mic sau egal. Mai mic sau egal. Deci putem să luăm și X egal cu 9, cel mult. Da. Până la 9. Dar de unde se plece? Când am descompus noi aici, la 128, mi-a dat de 2 la 9, pentru 128 înseamnă 1, 2, 3 și cu 4, 7. 2 la 7. Dar 128 este mai mare. Dar pentru 2 la 4, 2 la 128, 64. Da. 64 este bine aici, 81 e mai mic decât 64? Mm. Nu. Deci pe cine trebuie să bagă aici? Pe 128. Da. Deci să zicem 81, scriem, 81 e mai mic strict decât 128, 128, care e mai mic egal decât 2 la A9. Echivalent cu 81 mai mic decât 128, cât am zis că este 128?
128 este 2 la 6. 3, nu, 3 și cu 4 de aici. 7. 2 la 7. 2 la 7 mai mic sau egal decât 2 la 9. E bun așa? 7 e bun. Deci x ia valorile. X aparține mulțimii 7, de la 7 începe. Pe urmă poate să fie 8 și respectiv 9. 7, 8, respectiv 9. Insist încă o dată. Deci noi trebuia să găsim pe X și aceștia, pe care dacă îi înlocuim, să fie adevărat inegalitatea. Dacă începeam cu X egal cu 1, erau prostii. Că 81 nu-i mai mic decât 2. Da. Dacă luăm X egal cu 2, erau prostii. 81 nu-i mai mic decât 4. Dacă X luăm egal cu 3, 81 nu-i mai mic decât 8. Da. Și așa mai departe. Până unde mă duc? Până la 7. Când X îi dau 7, vine 81 mai mic decât 128, care e adevărat. Când X egal cu 8, vine 81 mai mic decât 128 ori 2, 256, care e mai mic decât 512. 256 e cuprins între 81 și 512. Deci 8 e bun. Când X-ul e 9, face 512, și vine 81 mai mic decât 512 și egal cu 512, că am avut și egal. Dacă ar fost fără egal varianta și 9. Atunci pe 9 nu luăm. Da, dar luăm în considerare acum și pe 9. Deci luăm și pe 9 pentru că este și egal. Deci valorile pe care x-ul le poate primi sunt 7, 8 și 9. Tu ce mai întreba? Să găsim pe cei x pentru care dacă înlocuim inegalitatea asta să fie adevărată. Dubla inegalitate. Numărul care generează, care ia loc, care ia naștere, înlocuind de X cu 7 sau cu 8 sau cu 9, să fie cuprins între aceste două numere. Și este, pentru că aici am și posibilitatea egal, și varianta X egal cu 9. Da, da, mai departe. Așa. Efectuați, amic, 6 la a patra, așa, minus 5 la a patra, egal. 6 la a patra, minus 5 la a patra, egal. Sunt niște teste astea? Sau ce stai că se iei? Nu sunt teste. 4. A, așa, sunt teste. De aceea am luat din nou. Am înțeles, sunt teste. 6 la a patra minus 5 la a patra este egal cu... N-am ce face. Nu pot să zic 6 minus 5 totul la a patra, dacă ar fi mulțiri. Trebuie să calculez. 36, că 6 ori 6 fac 36 la a doua, minus 25 la a doua. Și 36 la a doua, hai să calculez repede. 36 ori 36. 36. Câte teste de astea? Două ai? Și eu am două teste, plus un nou mental. Hai să vedem. Hai să facem o mulțire de repede acolo. 36 ori 36. Da. 1296 minus 25 ori 25, 625. 625. Și ia să vedeți cât vă dă. 671. 671 este răspunsul 671. Te rog. 49 la puterea 1. 49 la 1. Minus 1 la 49. 1 la 49. Egal mai departe? Vorbește Stefania? 49 la 1, 49. Da. Minus 1. Și faci 48. Da? Da. Altul? 45 la 2, ori 2 la 2. Atât, da? Și fiind la 2 amândoi, înseamnă că 45 ori 2, totul la 2. Și 45 ori 2 face 90. 90 la 2, care înseamnă 9 ori 10 la a 2. Da? 90 la a 2. Iar înseamnă fiecare la a doua, adică 9 la a doua ori 10 la a doua.
și 9 la 2 fac 81, ori 100. Și face 8100. Da? Rezultatul? Da. E 81 urmat de două zerouri. Da. Următorul? În paranteză, rotundă. Da. 3 la 2, da. Ori 3, închidem paranteza rotundă, totul la 2, da. Egal cu? Egal cu. Tu, Stefane, vorbești egal cu? 3 la 2. Totul la 2. Fiecare, nu se ridică la puterea cea. Da. Ori 3 la 2. Și egal cu? 3 la 2. Și egal cu? 3 la 2. Totul la 2 fac 3 la 4. Ori 3 la 2. Ori 3 la 2. Și face 3 la? 3 la? Pe tine te aștept. A, 6. 3 la 6. Păi puteți să iei și altele. Puteți să iei și aici. 3 la 2 ori 3 făcea 3 la 3, totul la 2 face 3 la 6. Terminat. Deodată. Mult mai rapid. Da. Eu v-am dus pe unde a fost mai greu. Și al doilea, comparați numele mele. 91 la 53. 91 la 53 cu vecinul său. 91 la 62. 91 la 62. 91 la 53 este mai mic ca 91 la 62, deoarece 53 este mai mic ca 62. Corect. Da, am avem aceeași bază, deci e clar. 24 la 125 față de 23 la 125. 23 la 125. 24 la 125 este mai mare ca 23 la 125, deoarece 24 este mai mare ca decât 25. Au aceeași exponență, deci baza dirijează. Da. Da. 19 la 34 față de 19 la 32. De 9 la 32. Față de? 9. 9 la 32. 9 la 32. 19 la 34, nu? Da, da. Și 9 la 32. Mai dacă e echivalent. Ziceți voi. Nu neapărat, adică... 19 la 34 este mai mare ca 9 la 32. Pentru că atât baza, da, și exponențe, deci mai atât mai mult. Nici nu, că, nici nu stăm pe gânduri, punem sigur. Ce? 2 la 55. 2 la 55. Față de 5 la 22. Acum. 5 la 22. Echivalent. Pe 55 putem scrie ca 11 ori 5. Perfect. Deci o să zicem 2 la puterea 11 ori 5 față de 5. 5 la 11 ori 2. Așa. La 2 la 2 la 11 totul la 5. Scriem. Față de vecinul 5 la 11. Cum, ai scrie, cum nu mai scrie pe 2 la 11 ori 5? 2 la 5 totul la 11. E imposibil. 2 la 5, tot la 11, ca să fie 11 comun. A, da. Deci echivalent 2 la 5, totul la 11, față de vecinul. 5 la 2, totul la 11. Echivalent cu. Acum, 2 la 5? N-am putea face 2 la 2 ori, 2 ori, 2 ori, 2 de 5 ori, 2 ori 4, 2 ori 4, 16, 2 ori 32. Ca și cum aș compara 32 la 11. Față de 25. 5 la a 11. 32 la 11 este mai mare decât 25 la 11. 32 la 11 e mai mare, nu? Da. E clar, e bine. Alte atunci, 83. 12 la 55. 12 la 55. Împărțit la 6 la 55. Da. Împărțit la 2 la 50 minus 7 la 1. 7 la 1. Ori 5 la 0 plus 3 la 10 la puterea 2. Egal cum. Vă aștept? Dacă avem aceeași bază, puteam face 12 minus 55 și 55. Da, dar nu avem. Avem însă faptul că, faptul că avem aceiași exponenți, da, putem zice 12 împărțit la 6, totul la 55. Da.
Da? Da. Așa, atunci la mulți ele tot așa se întâmplă și la împărțire. Dar maestru nu împărțit. Lăsăm mai târziu. Deci vine că 12 la 55, 12 împărțit la 6, totul la 55, împărțit la 2 la 50, da? 2 la 50 minus 7 ori 1 plus 18 la 2. 169. Și egal cu 12 împărțit la 6? 6 la 55. 6 la puterea 55. Împărțit la 2 la 50. Da. Minus 7. Da. Plus 169. Și egal cu 6 la 55. Îl putem scrie ca pe 55 ca fiind 11 ori 5. Da. Așa aș putea să scriu 11 ori 55, dar nu mă încălzește de acolo, din 2 la 50. Deci nu, nu mi-e să joc. Atunci pe 6 să scriu altfel. 3 ori 2. 3. 3 ori 2. Da? Da? Deci zici 3 ori 2. 3 ori 2. Totul la 55. Împărțit la 2 la 50. Egal mai departe cu. A, nu. Și mai minus. Știți. Minus cât este? Minus 7. Plus 169. Și egal cu. Cum se ridică un produs la o putere? Fiecare din exponent. De fiecare din produs, din termenii produse la acea putere. Deci vine 3. 3 la 55 ori 2 la 55 la 50. Minus 7. Hai, din 169 scădem pe 7, că asta e povestea. Face 162. Plus 162. Tot v-am învățat poanta asta, nu? Deci 169 scădem 7, plus 162, ca să nu mai scriu de iar de ori. Și acum. Deci avem tot ăsta împărțit la 2 la 50. Ca așa cum aș zice, 2 la 55 împărțit la 2 la 50 și mulți cu ăsta. Da. Deci facem împărțirea, cei care au aceeași bază, da, știm să facem și până mulțim cu ăsta. Deci va fi 3 la puterea 55 ori, într-o paranteză, 2 la 55 împărțit la 2 la 50. Deci facem așa, împărțirea asta, plus 162. Încă o dată spun. Fiindcă aici aveam un produs de termen, da, împărțit la 1, da, e pe unul din ei să-l împărțim. Pe 3 la 55 nu se vedea. Și pe cel mai mare. Și nu, l-am ales pe, între ăștia care au aceeași bază. Da. L-am luat pe 2 la 55, cu 2 la 50 se poate opera frumos. Pe 3 la 55. La, pe 3 la 55 l-am stat în față. Da? Nu l-am luat pe el. 3. Că nu are, are baza 3 și nu-mi place. Eu trebuia pe unul din ei să iau la, la împărț, să facă împărțirea. Și am luat pe 2 la 55 cu 2 la 50, la 2 la 50 și mă descurc. Și egal mai departe cu 3 la 55 ori cât face acum 2 la 55 împărțit la 2 la 50? 5. 2 la 5. Da. 2 la 5, nu 5. Da. Atenție! 2 la a 5 plus 162. Și ăsta este răspunsul. Nu mai am ce face. Da. Că trebuie, nu mă pune să fac 3 la 55, că nu vreau să fac asta. Nu vreau. Da? Te face un număr foarte mare. Zic mai departe. În paranteză rotundă. Da. 3 ori 5 la 3. 2 ori 5 la 3. 2 ori 5. Închidem paranteza, totul la 3. Da. Plus 45 la 3, 45. Împărțit la 9 la 45. Da. Împărțit la 5 la 44. Da. Minus 2000 la 0. Egal. Egal. Ștefania, trebuie să vorbești tu. 2 ori 5, 10. 2 ori 5, 10. Totul la 3 ai vrea, așa faci, da? Da. Da. 10 la 3. Plus. Loc de 45, cât poți să spui? 45 la bază. 5 ori 9. 5 ori 9. Deci plus 5 ori 9 la puterea 45, împărțit la 9 la 45,
împărțim la 5 la 44 minus 1. Minus 1, că 2000 la 0, numărul la 0 face 1. Și egal acum mai departe. 10 la 3. Adică cât face 10 la 3? 3. 1000. Că era urmat de 3. Așa, 1 urmat de 3 zerouri. Și face 1000. E 10 ori 10 ori 10, da? Plus, 5, aici vreau să fiți atenți. Plus 5 la 45. Foarte bine, 5 la 45 ori 9 la 45. Împărțit la 9 la... Să scriem pe 45. Pe 45 așa, la 5 ori 9, lăsăm așa. La baza am avut eu. La exponenț nu mă complic, lucrurile merg așa, bine, da? Da. Împărțit la 5. 9 la 45. 5 ori 5 la 44, nu? Da. Minus 1. Și egal mai departe cum? 1000 scăzut 1 ăsta, fac 999. Da. 1000 de și minus 1 la sfârșit, da? Da. Și acum ăștia 2, împărțiți la, mai întâi la 9 la 45. Păi pe unul din ei să-l împart. Nu ăsta cu 5, că nu au aceeași bază. Mai degrabă cu ăsta. 9 la 45 împărțit la 9 la 45. O să fac? Să copii baza și să scad? Să fac exponențiu, dar 9 la 0. 9 la 0, care e 1. Adică 1. Și rămâne 5 la 45. Deci plus 5 la 45 împărțit în continuare la 5 la 44, nu? Da. 5 la 44. Și egal mai departe cu 999. Plus, cât face 5 la 45 împărțit la 5 la 45? 1. Cum 1? Păi, 5 la 45 minus 4, 44. Și face cât? Păi, 5 la 5. 5 la 1-a. Da, care ți-am întors 5. 5, da? Deci plus 5. Și care face ca rezultat? 1000... cât? 4. 90 cu 15, 90 cu 5. 5 și 9, cât face? 14, nu? 4 și 1 îl reține. Și 1 îl duce la 9 și 1 îl duce la 9 și face 1004. Rezultatul este 1004. Punctul da. 4. Punctul 4. Hai de fapt. 5. Sau 4. Determinați ultima cifra sumă. S. S egal cu. Egal cu. 8. La 200. 83. 283. Plus 9 la 126. 126. Trebuie să am plăcut. Aveți vreo idee cum propuneți? Deci punem pe... Pe 8-ul acela, el zic cum vrei. 8, că îl țineți la baza 3, 2. La data trecută. Da? La baza 2. Deci egal mai departe cu 2 la 3-a, totul la puterea 283, plus... Plus, în loc din 9, să zicem cât? 3 ori 3, da. Adică 3 la 2-a, totul la 126. Și egal cu? 2 la 3 ori 283, nu? Se mulțesc. Da, da, da. Face 2 la puterea 3 ori 283 plus 3 la puterea 2 ori 126. Și este cam mai departe. 2 la puterea 3 ori 9 3 ori 8, 2 ori 4, 4 și 2 3 ori 2, 6 și cu 2, 8 3 ori 2, 6 și cu 2, 8 2 la 849 plus 3 la 826. 800 3 la cât? 2 ori 6, 12. 2 ori 4, 1, 5. 252. Acum să încercăm să vedem care este periodicitatea, după câți pași se repetă. Și începem. 2 la 1. 2 la 1 egal cu 2, nu? Da. 2 la a doua? 2 cu 4. 2 la a treia? 8. 2 la a patra? 6.
16, da? 16. 2 la 5, adică se mulțește 6 cu 2. 6 la 2, 12. Mare și cifre, da? Da, da. 2 la a 6, 2 ori 2, 4. 2 la 7, 2 ori 4, 8. 2 la 8, 2 ori 8, 16. Sesizăm că 2 la multiplu de 4 au cifra 6, că 2 la 4 are ultima cifră 6, iar 2 la 8 tot ultima cifră 6. Da. Deci 2 la puterea 2 la puterea 4 K multiplu de 4 este, înseamnă un număr lung. Ce înseamnă K? 4K. Adică la multiplu de 4, când K e 1, 4 ori 1, 4. Aaaa. Când K e 2, 4 ori 2, 8. Când K e 3, 12. Deci multipli de 4. 4 ori ceva. Da. Deci la multipli de 4, da, ultima cifră, să sesizăm cât este cât. La multipli de 4, ultima cifră este 6. Un număr lung. Și ultima cifră este 6. La multipli de 4 plus 1, 4K plus 1, adică când e restul împărțirii 1, cum este 5-ul, 2 la 1, 2 la 5, cât este ultima cifră la 2 la 1 și 2 la 5? Este 2, da? Deci este un număr lung, dar ultima cifră este 2. 2 la puterea 4K plus 2, adică la multiplu de 4 și cu restul 2, ultima cifră este 4. Deci este un număr lung. Ultima cifră este 4. Și 2 la puterea 4K plus 3 este de asemenea un număr lung, dar ultima cifră este 8. În concluzie, sesizăm, deci am sesizat că se repete din 4 în 4. Asta ne obligă ca pe exponentul 849 să-l împărțim la 4, să vedem ce rest ne dă. Să zicem 849, 849 împărțit la 4. 4 în 8 merge de 2 ori. Așa. 4 în 4 merge o dată. Iar 4 în 9 merge de 2 ori. 12 restul. Restul. Da? Și atunci pe 800, înseamnă că 849 se scrie 849 se scrie ca fiind 4 ori 4 ori 212. Asta e cau. Da, plus 1. Plus restul 1. Deci, la sfârșit are 2. Ultima cifră va fi 2. Da. Deci o să spunem acum că 2 la, 2 la puterea 849 aici putem pătrâna. Nu? Egal cu, egal cu un număr lung. Ultima cifră, cât ai zis? Ultima cifră 2. Așa și punem bară deasupra, că e un număr cu multe cifre. Plus, să vedem cu 3 cum ne descurcăm. Pentru 3 facem la fel. Începem. Nu cumva l-am făcut la 3? I-am zis mai înainte, când a fost cu 3, ia vedeți. Cu cine a fost făcut? La ieșitul anterior. Este exact cu 5 a fost. Și, și 7 a fost făcut. Da. 7, dar cu 3 n-am făcut. Hai să facem cu 3. 3 la 1 egal cu 3. 3 la 2 egal cu 9. 3 la 3, 9 ori 3, 27. 7. 3 la 4, 7 ori 3, 21. Nu? 81. 81. 3 la a 5 egal cu, mulțim 81 cu 3, bine, 3 aici. Da. 3 ori 8, 24. Dar pe mine mă interesează ultima cifră, nu mă frământ altceva. 3, 9, 7, 1. Deci 3, 9, 7. La multipli, la multipli de 4, ultima cifră este 1. Da. La multipli de 4 plus 1, ultima cifră e 3. Multipli de 4 plus 2, ultima cifră e 9. Da. Multipli de 4 plus 3, ultima cifră este 7. Deci zicem că 3 la puterea 4K, 3 la multipli de 4, înseamnă... Da? 3 la multipli de 4, da? Ia să vedem ce înseamnă. Cât e ultima cifră de la 3 la multipli de 4? 3. Așa, 3 la multipli de